puse cap la cap declarațiile făcute la cald după vot de liderii politici anunță negocieri dificile și de lungă durată. Nu există o soluție politică agreată de o majoritate. Liberalii susțin că prima lor opțiune este tot Florin Câțu, dar sunt deschiși și la alte variante. Toate scenariile sunt pe masă. PNL conduce în continuare România cu guvern interimar și va avea grijă ca toate resursele să fie alocate, în așa fel încât nimeni să nu sufere în România. Partidul Național Liberal va lua cea mai bună decizie pentru români și pentru Partidul Național Liberal. Dar Ludovic Orban și apropiații săi din partid văd posibilă și refacerea coaliției, dar cu alt premier, așa cum vor și liderii USR. Partidul Național Liberal nu poate să guverneze singur sau doar cu UDMR, având doar 163 de parlamentari. Este nevoie de o majoritate parlamentară stabilă, confortabilă, iar aceasta nu se poate realiza în condițiile politice date decât prin refacerea coaliției. Prima dată în interiorul PNL-ului trebuie să-și clarifice ei situația și să vină cu o propunere și după ce au o propunere putem discuta care va fi poziționarea noastră. Nu putem merge noi să discutăm cu bucăți din PNL. Ne-am ars acum de două ori cu Florin Câțu. PSD propune alegeri anticipate, nu și AUR, care vrea doar un nou premier. Mingea este la domnul președinte și Constituția este în acest sens decizie că vom merge la alegeri anticipate. Putem stabili un guvern de specialiști până vor avea loc alegerile anticipate. Este exclus ca Partidul Social Democrat să susțină în acest moment un guvern minoritar PNL. Urmează un nou nume de premier. Dacă PNL-ul are doar pe Florin Câțu, dacă PSD-ul nu vine cu niciun nume, o să venim noi cu propuneri. Dar momentan vom sta și vom dialoga cu toate partidele. Vom iniția și suspendarea lui Klaus Iohannis dacă se încăpățânează în a-l susține pe Florin Câțu. Partidele parlamentare se vor întâlni în forurile statutare pentru a oficializa strategia cu care vor merge la consultări.